Absolvenții din seriile anterioare anului 2010 au trecut prin emoțiile examenelor orale din cadrul bacalaureatului. Astfel, în intervalul 7-9 iunie, aceștia au susținut proba competențelor digitale. 63 de tineri s-au prezentat la examen. Urmează în perioada 21-23 iunie proba orală a competențelor de comunicare în limba română, când 33 de absolvenți se vor prezenta în seriile de clasă. Începând cu 28 iunie, vor avea loc probele scrise, atât pentru absolvenții din promoțiile anterioare, cât și pentru cei din promoția 2010. Peste 4.700 de tineri sunt așteptați la examen. Începând cu 28 iunie, se vor desfășura probele scrise ale examenului de bacalaureat, la care vor participa toți candidații care s-au înscris în acest an școlar pentru cele două etape de înscriere la examenul de bacalaureat. Pe 28 iunie va fi proba scrisă la limba și literatura română. Pe 30 iunie proba E, și anume proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie proba la alegere a profilului și specializării, și anume proba E.